Reporterul Caracudi de Ion Luca Caragiale și Petre Liciu. Am isprăvitere. Ei, să poftească onorabila redacțiune. Până atunci, ia să vedem telegramele. Așa, Pitești, da, Craiova, Iași, Bacău, Turnul Severin, Vaslui. Ei, asta trebuie să fie teribile. Doar e trimis din orașul meu. Ia să vedem ce scrie. Așa, Ziarului Recnetul Carpaților. Azi, pitrecut, scenă nostimă, piața noastră. Madame Atenaisa P. Atenaisa P? Pe vremea mea nu era. Al cărui nume trecem sub tăcere. Aha. Care părăsit soțul pentru romanse de amor cu individul infam localitate. Întâlnind nefericitul soț, căpătat bună lecție. Moralitatea în public, care aprobat. E bravo, bravo. Această femeie e fără inimă, neroșind amenințat cu zbirii puterii, deoarece complicele directorul prefecturii. Eu-s chiar prefectura. E cine-o fi? Intră! Domnul e aici? Da. Domnul mi-a comunicat să spun, dacă l-o căuta cineva, că a plecat. Dumneata spune că am venit eu. Nu pot, domnule. De ce? De ce? E încuiată camera direcției. Secret profesional. Bate-i să deschidă. Apoi a luat cheia cu dumnealui când a plecat. Care va să zică a plecat? Nu, domnule, n-a plecat. Amice, ești idiot. Ba nu, domnule. Zici că nu-i acasă. Ba e acasă, domnule. Apoi nu zisești că a plecat? Nu, domnule, n-a plecat. Atunci e acasă? Ba nu, dar n-a plecat. A ieșit așa. Unde? În oraș. Unde? În București. Atunci să-i spui că am venit eu. Dar cum vă cheamă pe dumneavoastră? Ce-ți pasă? Păi ca să-i spun. Ce să-i spui? De unde știi ce să-i spui dacă nu ți-am spus ce să-i spui? Stai întâi să-ți spui, nu te repezi. Să-i spui când s-o întoarce că l-a căutat. Cine? Eu. Numele dumneavoastră. Destul. Atât. Mă cunoaște dumnealui. Suntem prieteni. Bine, domnule. Ai înțeles? Am înțeles. Spune-i ca să ne întâlnim negreșit. Unde? Știe dumnealui. Dar să vie neapărat. Când? Când o putea? Prea bine. Ai înțeles? Am înțeles. Și dacă vede pe amicul nostru... Care amic? Știe dumnealui. Să-i spui că nu s-a putut cu afacerea știută nimic, fiindcă am vorbit cu persoana. Nu uita. Se poate să uit, domnule? Să-i zici că acum e prea târziu dacă n-a venit la vreme, căci dacă venea măcar cu câteva zile înainte, altă vorbă, poate s-ar fi putut. Ții minte. Ciu, domnule. Deoarece nu plecase în cămătușa persoanei care s-a dus pentru ca să dea arvună tutorelui minorilor și el nu aflase încă, deoarece nu-i spusese nepotul cucoanei cu care era afacerea ca și terminată. Dacă mai avea răbdare până luni seara, când trebuia neapărat să se întoarcă avocatul, fiindcă s-a dus cu o hotărnicie, dar acum, cu regret, este imposibil din mai multe puncte de vedere care le știe dumnealui. Așa să-i spui. Bine, domnule. Da. Știi ce?
Nu-i spune nimic, fiindcă poate nu ți minte exact persoanele. Trec eu mai bine de seară să-i spui. La câte vine domnul? Care domn? Stăpânul tău. Care stăpân, domnule? Al tău, domnul Laie. Pe stăpânul meu nu-l cheamă domnul Laie, e director. Eh, și ce dacă e director? Îl cheamă domnul Cațavencu. Și mai cum? Cum, mai cum? Firește, Cațavencu, director, bine, și mai cum? Eh, nu pot să știu. Nu-l cheamă Laie? Nu. Nu se poate. Ba da, domnule. Apoi vezi? Ce să vezi? Îl cheamă Laie. Ba domnul Cațavencu. Amice, ești idiot. Ba nu, domnule, nu. Mă rog, ce număr aveți aici? 13. Ei, drăcia dracului, de ce nu mi-ai spus? Păi nu m-ați întrebat. Mie-mi trebuia 13 bis? Da. Ia să citim mai departe. Așa, repet telegrama numărul a doua oară. Atacat, palme, picioare, piața Independenței. Același bandit, director scandalos, însoțit zbiri. S-a căutat cineva? Da, un nebun. Un deputat? Nu. Un senator? Nu. Un poet? Nu. Atunci? Un nebun. Ei, bravos. Zicea că vrea numărul 13 bis. Aș. Pe cinste mea, domnule director Cațavencu, pe cinste mea. Trebuia să-l prezinți domnului Caracudi, reporterul nostru. Un interviu. Vezi bine, că mi-am omorât gazeta cu informațiile dumisale. Uite aici. Da. Uite, azi aflăm cu plăcere de sfologon a domnului Popescu. Așa. Uite aici, în fine, permutări de moașe. Comisar, magistrat, profesor, m-a nebunit. Nu mai merge, nu mai merge, ne trebuie știri senzaționale, că altfel murim, domnule, murim. Cu zile, domnule director. Firește, cu zile. Să trăiți, domnule director. A, dumneata. Eu, domnule director. Domnule Caracudi. Domnule director. Nu mai merge, murim, ne sufocăm. Păi de ce, domnule director? De informații, privește. Da. Informații sunt astea. Păi ce ce-mi pasă mie de logona June Alexandrina? Asta e. Uite aici. Ce interes poate avea pentru cititorii noștri permutarea moașelor dumitare? Ce vrei să omor răgnetul ne spune? Păi, ba nu. Atunci, mie îmi trebuie, domnule, informații de senzație. Păi dacă nu sunt, domnule director... Trebuie să fie altfel, cu regret, amice, nu ești bun de noi. A trecut o săptămână, două, nimic, domnule Caracudi. Trebuie informații senzaționale, m-ai înțeles? Am înțeles. Pleacă, aleargă, vâră-te peste tot, în lume, localuri publice, scotocește, miroase, află, află. Bine, acum ori niciodată, alerg, fug, informații senzaționale. La revedere, domnule director, la revedere! Ai văzut? Minunea s-a făcut, Caracudi se mișcă, aleargă, dăm telegramele. Nimica nu. Ca de obicei. Da. Deschide, bate cineva. Îndată, domnule. Nu sunt la redacție pentru străini. Am înțeles, am înțeles. Ia să vedem totuși telegramele. Directore, închipuiește-ți, sunt nenorocită. Ce este, dragă Mimi, ce s-a întâmplat? Auzi, dragă Cațavencule, titi al meu pleacă. Pleacă? Ce vorba e asta? Cum demisionează? La început credeam că e glumă. Știi că îi place să glumească. Când încolo pleacă. Și ziarul nostru, care căpătat de la dânsul cele mai fantastice știri, cu alte cuvinte, s-a dus senzația. Încă nu. Cum nu? Tăria noastră nu stătea atât în articolele de fond sau în polemici, cât în informațiuni de senzație, țesute cu observațiuni veninoase. Titi, săracul, ni le procura. Disperase în poliția. Dar publicul, marele public. Era satisfăcut și gazeta avea tiraj. Atât? Electrizat, dragul meu, electrizat. Regnetul Carpaților trona. Domnea? Născuse mura confraților. Descoperiri, ce descoperiri? Intime. Familiale. Descoperisem izvorul știrilor. Țineam recordul. Și acum? Ah, ti. Vom muri, vom dispărea. Vom dispărea și veniturile mele. O idee. O idee? Am găsit-o. E genială? Deocamdată nu. Atunci? Vom mai aștepta. Domitare, îți dă mâna, dar eu ce mă fac? Salvarea, tot la titi. Imposibil, imposibil. Lacrimi, amenințări, am întrebuit toate rețetele pe care le cunoaște o femeie. Degeaba. Imperturbabil? Bronz. Va să zică lichidare curată. Faliment, dragă Cațavencule, faliment fraudulos. Atunci, ce ne mai rămâne? Ideea, adică ideea ta. Un reporter ideal. Să-l găsim. Unde? Sunt eu. Caracudi! În persoană, sărătoare! Ei, ai vreo senzație? Salvați, directore, salvați! Va să zic că rețeta mea a fost bună, dragă Caracudi! Excelentă! Ascultați! Ia! Moment!
Criză iminentă de guvern. Opoziția jubilează. O doamnă voalată din cercurile înalte implicată într-un mare scandal financiar. Fraudă scandaloasă la o mare societate anonimă. Vom reveni cu amănunte. Brava, domnule Caracoli, frumoasă recoltă. De înainte vei avea un frumos viitor gazianist. Vă mulțumesc pentru laude, dar n-avem timp de vorbe. Faptele se vorbească. Afișe mari, directore. Afișe mari. O ediție specială. Specială. Manuscrisele la tipografie. Eu plec să mai aflu amănunte. La revedere. La revedere. La revedere. Sătămâniși. La revedere. Eh, ai văzut? Caracudi calcă pe urmele lui Titi. Alo? Petrică, ascultă la mine. Îți trimit ultimele știri și pregătește imediat o ediție specială pentru Capitală. Domnule director. Ce este? A venit... Nu, nu primesc pe nimeni. Uite, ia manuscrisele astea și fugi cu ele la tipografie. Primiți-l, e bine îmbrăcat. Mă duc și eu puțin alături să mă aranjez. Ți-am spus că nu primesc pe nimeni. Nici pe mine, stimabile. Pe dumneata, onorabile, oricând. Hai, fugi la tipografie. Bine, domnule director, bine, domnule. Oricând și oriunde, nu așa, doamne, cunoaște, mă. Mai ales. Șezi, șezi, te rog. Nu pot. Pentru ce? Pentru că sunt... tulbur. Ce are a face? Vezi că tulbureala e bună când e tulbureală. Îndată ce cazul s-o așez la fund, îl schimbă fasolul. Cu ce te pot servi? Dumneata, pe mine m-ai mai servit odată atunci. Dă-i cu bere, dă-i cu vin, dă-i cu mine cu bere. Las-o, las-o pe aia. Și zi așa, stimabile, mă lucrașe. Nu pentru cinstea obrazului, pentru ca să-mi faci pontul cu scrisoare. Onorabile, așa a fost politica. Bine, uite-te la mine. Mă uit. Știi de ce am venit? Nu. Un secret. Să-l auzim. O criză iminentă, stimabile. Ce va să zică? E adevărat. Cum vine vorba? Ia ca așa. Nu mă crezi pe mine? Ba da, dar Caracudi, reporterul nostru, mi-a adus știrea mai întâi. Și? Nu-l credeam. Dar pe mine mă crezi? Pe dumneata se poate, onorabile. Mimi. Duduia Mimi Firfiridis, româna. Bonjour, nene. Directore, vreau să spun ce. Dacă e secret, eu plec, plec numai decât. Saltare, stimabile. Saltare. Nimic, nu mai scăpai de el. E un pisălog. Caracudi a avut dreptate. E, fugi. Am fugit tot într-un suflet. Vești noi, directore. Dai drumul. Ascultați. Peste 5 milioane furate de la bancă de o femeie fermecătoare deghizată în bărbat. No? Și nașterea unui vițel cu două capete și a unei pisici fără coadă. Misterioasă alifie care vindecă orice boală. No? Și sinucidere dramatică a doi tineri îndrăgostiți în strada Zambilelor. Falimentul societății de protecție animalelor. O prințesă, un general și un director de bancă implicați într-o mare escrocherie cu hrana bietelor pisici vagaboande. În numărul nostru de mâine vom reveni cu un reportaj senzațional și cu noi amănunte. Bietele pisicuțe, Caracudi, dragă, mă uimești? N-avem timp, n-avem timp, fug! Am o întâlnire cu un personaj foarte important. Grăbește ediția și... Așteptați-mă cu vești noi. Ei, Mimi, de data asta Caracudi îl întrece pe Titi. Toate bune, dar de unde le află? Cine-i personajul misterios important cu care se întâlnește? Mimi, știi una? Da. Aleargă după dânsul, vreau să descoper misterul. Trebuie neapărat să cunosc secretul. După Caracudi. Pentru succesul ziarului, mă fac detectivă. Trăiască răclitul Carpaților. Mimi! L-a prins! E un farsăr? Prima! Mă luai pe urmele lui mai discret decât un bătrân detectiv. Caracudi!
Pudi, fără a bănui cât uși de puțin, ieși pe bulevard în calea Victoriei. Un moment se opri la fereastra unei prăvălii de galanterie. Apoi urcă înainte. Apucă la dreapta pe lângă grădinița în strada Sfântul Ionică, eu după el. Intră prin intrarea Rosetti în ceșbegiu, trece puntea, merge drept la bufet. Eu stau ascunsă după mobilă și nu-l iert din ochi. Bea cafea, fumează tutun, desigur că aici are întâlnire cu persoana de la care ia informațiile. Îl așteaptă, îl aștept și eu. Dar reporterul scoate blocul din buzunar și scrie, în aer curat, liniște, poezie. Caracude a isprăvit de scris, apucă spre loc unde mă aflam. Mă dau binișor pe după mobilă, pornește spre intrarea Rosetti înapoi, eu după el. Am ajuns înainte. Trebuie să pice și el. Frumoasă ediție specială, ce zici, directore? Bravo, dragă, Caracud, ești mai tare decât puteam să-mi închipesc. Tu ești norocul răgnetului carpaților, decât să-mi dai voie să spui că acum știu. Cațavencu, nu! Ce, frate, ce? Izvorul de unde capeți informațiile, îl cunosc. Pe ce te prinzi? Pe ce poftești? Un dejun. La care este invitată, firește, și domnișoara Mimi, primești? No, dacă vine și dânsa, primești. Mersi, vai ce galant. Vrei să-ți spun de unde? Ei, de unde, mă rog, de unde? Din Cismegiu. Fai, n-ai putut să taci. Na, am pierdut. Nu face nimic, sunt foarte mulțumit de serviciile tale. Răgnetul Carpaților, fără ele, n-ar face o parachioară cu articolele și foile toanele noastre. Felicitările mele, domnule Caracudi. Oh, vai, Dumnezeu, mișor, mă simt flatat de atenția dumneavoastră. Mă rog, ție, toate-s bune când e vremea frumoasă ca astăzi, da. Dar cum vei face când va fi vremea urâtă? Da, vreți să știți? E, da, curiozitate, da. Colegiată. Ei, când e vreme urâtă? Ei, da, ei, când este vreme rea, stau acasă sau la o duduie nostimă, așa ca domnișoara Mimi. Nostima ești, Caracudi. Haideți să dejunăm, căci mi-este o foame. Oh, mă iartă, uitasem. Doar ai alergat ca un bătrân detectiv. Ce se și cu gazetarii ăștia, nu pot păstra un secret. Dă-mi brațeta domnului Caracudi. Aer greu s-a făcut. Ia să deschid un pic fereastra. Așa. Ia să vedem ce mai zic telegramele. Așa. Costăchel Gudurău, liberat azi dimineață, lipsă probe. Împăcat cu directorul. Pupat toți, Piața Independenței. Mâine seară. Ați ascultat Reporterul Caracudi de Ion Luca Caragiale și Petre Liciu. Adaptare radiofonică de Leonard Popovici. Distribuția a fost următoarea: Cațavencu, Dem Rădulescu; Mimi, Rodica Popescu-Bitănescu; Caracudi, Petre Lupu; Cetățeanul, Virgil Ogășanu; Necunoscutul, George Voicu; Curierul, Mihai Mereuță; Asistența tehnică, Nicoleta Banea și Tatiana Șerban; Regia de studio, Rodica Leu; Regia muzicală, Romeo Chelaru; Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; Regia artistică, Leonard Popovici.